Timișoara va da muncitori calificați în meserii importante care acum suferă din lipsa acestora. Vorbim despre un campus în care 400 de elevi și studenți vor fi pregătiți în domeniile automotive, electronică și telecomunicații, industria apei, construcții și industria ospitalității. Într-o vizită la o școală din oraș l-am întâlnit pe Matei. Vrea să urmeze o școală profesională să se pregătească în construcții. E încurajat și de părinți să facă pasul să învețe o meserie, mai ales că la final finalul studiilor, locul de muncă este aproape asigurat. Vom avea construcții și alte specializări la campusul dual, o investiție de 27 de milioane de euro pentru care avansăm cu documentația tehnică. Suntem 31 de parteneri în acest proiect cu uriașe beneficii, pregătire și practică, burse, ateliere moderne, cazare pentru tineri. 400 de elevi și studenți vor fi pregătiți în domeniile automotive, electronică și telecomunicații, industria apei, construcții și industrie industria ospitalității. Va avea ateliere de practică moderne, trei cămine, sală și teren de sport, aulă cu 300 de locuri și spații verzi întinse pe 2 hectare. E lipsă mare de muncitori calificați și avem nevoie de astfel de parteneriate pentru a ține tinerii în Timișoara și pentru ca orașul să rămână un magnet pentru investitori, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.